Live. Bună seara! Sper că avem deja o audiență și că se va aduna din ce în ce mai mare pe măsură ce curge acest live. Ne-am adunat aici online, nu doar pentru că așa sunt vremurile acestea în care evenimentele de lansare se fac digital, în mediul digital, dar și pentru că tehnologia, până la urmă, ne permite să ajungem la mulți oameni în felul acesta, pentru a lansa, să spunem, sau pentru a vorbi, pentru o discuție interesantă, sunt sigur că va fi interesantă, despre noua carte, o nouă carte din marea și foarte bună colecție de știință a editurii Humanitas, o scurtă istorie a minții semnată de William H. Calvin. Sper că o vedeți cum trebuie. Este o carte mică, foarte interesantă, importantă, căci înțelegerea minții și a biologiei noastre și a istoriei noastre, căci suntem un animal destul de special, nu foarte, dar destul de interesant. Și această istorie este foarte importantă, foarte important de știut, de și de folosit ca pretext pentru a vorbi despre mintea noastră, despre psihologie, un domeniu extrem de interesant, de fascinant și de mare, extins, cât e aiurea să-i spunem și nișă, și inclusiv să vorbim despre educație, despre problemele pe care le avem astăzi, inclusiv din cauza pandemiei, și despre viitor, cam cum putem acționa pentru a ne înțelege mintea, pentru a o perfecționa și pentru a fi mai buni. Iar acum, după un introducere care a fost ceva mai lungă decât voiam, o să-mi prezint și colegii de platou, să spun așa, doi specialiști și în psihologie și în doi oameni de știință, care alături de mine acum vor încerca să vorbească și despre carte și despre ce au învățat din ea și despre ce le-a strânit curiozitatea mai departe. Domnul Dragoș Iliescu, cu un doctorat în psihologia muncii și organizațională la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. El este specialist în testare și evaluare psihologică și organizațională și are mare drag de a vorbi despre educație, inclusiv prin mai multe prezentări pe care vi le recomand. După acest live vă puteți bucura de ideile dumnealui și pe YouTube și pe unde le găsiți pe internet. Și tot alături de noi în seara asta este domnul profesor Andrei Miul, care a studiat și psihologie și neuroștiințe cognitive. Deci, la fel, ne poate vorbi despre minunăția acestui instrument, mintea produsă de un organ foarte specializat sau foarte, nu specializat, foarte capabil, creierul nostru și de cum a evoluat el în această poveste prezentată chiar pe scurt de William Calvin. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Se vede puțin tot că am emoții, că parcă vocea mea diferă de cum a fost acum câteva minute când încă nu eram live. Pentru că subiectul este și complicat și mi-e frică de el, dar în același timp e atât de interesant încât parcă aș vrea să mă arunc în el și întotdeauna e frica de a face diverse supoziții, de a pune întrebări greșite, dar o să încerc să o las deoparte și cu rugămintea să mă corectați atunci când greșesc, evident. Cum vi s-a părut cartea? Ea inițial a fost scrisă în 2004 și se vrea ca o prezentare chiar pe scurt a cum a evoluat mintea noastră de la diverse specii și diverse ramuri din acel tufiș al hominizilor și până astăzi. Și ce anume v-a strânit curiozitatea din ea pe mai departe? Andrei, vrei tu sau încep eu? Cum vrei, te rog. Da? Ok. Păi, n-aș spune foarte multe aici. Cartea e un clasic, auzisem de ea, auzisem de el oricum, mai citisem alte lucruri, nu această carte. Mă bucur că am avut ocazia să o citesc și da,
Thank you for that. 2004 e destul de mult în această știință, adică evoluează galopant. Cartea nu aduce new science și nu te aștepți de obicei în cărți să vezi new science. Da? Adică vezi asta în articole, în jurnale științifice. Deci, ce să zic, 15 ani, 16 ani care au trecut au... arată asta, da? Deci se vede asta. În același timp, nici nu cred că și-a propus asta. Deci nici în 2004 când a scris-o nu cred că și-a propus. Sigur, el e cunoscut, William Calvin e cunoscut ca unul din proponenții și corifeii unei rămurele care se numește Neural Darwinism, da? Darwinism neural. Deci combină cumva neuroștiințele cu psihologia evoluționistă și în general cu nu știu, cum să zic, modelul acesta de a înțelege devenirea noastră. Și cred că asta încearcă să facă aici. O parte din ce face e speculație, evident, pe aceeași rută pe care noi ne-am obișnuit. Adică ruta a fost deschisă probabil de Desmond Morris, zoologist și etologist în 67, nu? Cu The Naked Ape, cu maimuța goală. O carte fascinantă și e o continuare a acelei rute. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu e neapărat nou ce face, e fresh din anumite puncte de vedere, da. Ce m-a fascinat pe mine cel mai mult nu sunt nici speculații de la început, dar speculațiile care se uită la istoria foarte, foarte veche a speciei umane. Cât mai degrabă, și asta m-a fascinat pe mine și probabil că o să discutăm mai mult despre asta, concluziile pe care le tragem despre viitor. Și cred că o să discutăm mai mult despre asta, mai înspre finalul cărții vorbește despre aceste lucruri și asta mi s-a părut fascinant, fiindcă foarte des oamenii de știință, și William Calvin e un om de știință autentic, foarte des vorbesc mai degrabă despre modele explicative mai degrabă. Da? Adică uite cum îmi explic eu ce se întâmplă și de ce se întâmplă acolo și mai puțin despre ce înseamnă asta pentru viitor. Adică ce înțelegem de aici și în ce fel ne influențează viața, în ce fel influențează comportamentul nostru viitor sau nu știu, tendințe culturale sau și el face asta foarte lucid la sfârșit. Deci mai degrabă asta mi s-a părut fascinant și asta e foarte fresh în continuare, adică se inserează într-o discuție importantă, prea rar purtată, dar care este foarte, foarte hot în anumite cercuri. Și poate că o să avem timp în seara asta să discutăm puțin despre această parte. Într-adevăr, pentru că încă de atunci menționa anumite aspecte care par în 2021 foarte actuale. De exemplu, tendința noastră de a ne grupa în diverse tabere și cum foarte ușor ne putem dezvolta o agresivitate pe diverse subiecte. De la vaccin până la naționalism sau apartenențe politice și apoi consumul nostru de teorii ale conspirației, care la fel acest consum este dat de, într-un fel, de o minte prea abilă, de a vedea conexiuni acolo unde nu există și de a apela la logică. Într-adevăr, sper să ajungem și la subiectele. Da, deci long story short, azi zice, nu e nimic... teribil de nou când citim cartea asta, dar e un clasic, adică pune pe masă cu foarte multă luciditate și foarte frumos povestit până la urmă o teorie faină din acest domeniu. Da. Eu aș începe prin a spune că mi-a plăcut extrem de mult cartea. Și chiar dacă abordarea în sine poate nu-i nouă, în psihologie evoluționistă sunt propuse foarte multe ipoteze despre de ce funcționăm cognitiv așa cum funcționăm și cum a rezultat asta din evoluția hominizilor, mai ales. Deci abordarea poate că nu-i nouă, dar scala la care duce lucrurile, sintetizând o cantitate uriașă de informație interdisciplinară și ambiția cu care dezvoltă această carte, sunt, după părerea mea, din experiența mea de lectură, sunt fără precedent. Acum, aș rămâne la ambiție. Gândiți-vă că scopul cărții este să încerce să înțeleagă evoluția minții în ultimele 7 milioane de ani. Mai simplu, evoluția comportamentului în ultimele 7 milioane de ani,
când trăia strămoșul comun pe care îl avem cu cimpanzei. Gândiți-vă ce înseamnă asta. Odată că e o perioadă de timp uriașă și în al doilea rând nu dispunem de informații directe. Nu mai există acest strămoș comun pe care l-am avut cu cimpanzei. Sigur, există cimpanzei și existăm noi, Homo sapiens sapiens. Informațiile sunt limitate și trebuie folosite cu gândirea critică a unui om de știință. Practic, el pe ce se bazează? Și în privința asta sunt de acord cu Dragoș că abordarea nu este nouă. El se bazează pe două surse de informații. Prin el, evident, mă refer la William Calvin. Odată, se bazează pe comparația performanței cognitive și a comportamentului la om față de maimuțe antropoide, maimuțele antropoide care există, care mai există, și pe de altă parte, el stoarce cât de multă informație poate, cât de multe ipoteze poate din studiul fosilelor de hominide, inclusiv al studiul artefactelor care au fost găsite pe lângă aceste oase de hominide, de Neandertal, de Australopiteci, de Homo erectus. Și e prima dată când văd că o sursă de informație pe filiera asta e chiar și locul geografic în care au fost găsite aceste fosile. Ce încerc să spun e că mie mi se pare că e o carte extrem, extrem de ambițioasă, care încearcă să reconstituie felul în care a evoluat comportamentul pe o perioadă uriașă de timp, bazându-se pe informații indirecte, că nu poate fi altfel, și care traversează mai multe discipline. Și cred că faptul că a putut face asta arată și că aceste discipline, n-aș zice că s-au maturizat, aș zice că s-au acumulat suficiente cunoștințe în aceste discipline complementare, cum sunt etologia, paleontologia și paleoantropologia și teoriile evoluției. Putem vorbi de științe ale evoluției, chiar dacă în mare parte se bazează pe cunoștințe teoretice. N-aș întinde foarte mult intervenția asta introductivă, dar mi-am propus să vă zic că relația mea cu Calvin e una mai veche, William Calvin, ca să nu fim înțeleși greșit de cineva care a intrat doar acum, vorbim de William Calvin. Am citit cândva în 2003, cred, sau 2004, după o școală de vară am citit o bucată și ulterior toată cartea lui Calvin numită The Cerebral Code, care e o carte la fel de ambițioasă și practic ce încerc să spun e că Calvin nu e la prima ambiție uriașă. Și în această carte mai veche, publicată, cred, în 1996, el își propunea să arate că în creier, în cortex, ar fi mecanisme neurofiziologice care funcționează prin selecție darwiniană, darwiniană. Practic, ce făcea el acolo era să pornească de la un model de conectare a neuronilor în cortex. Se observase, el și alții observaseră că neuronii fac conexiuni laterale excitatorii cu neuroni aflați cam la jumătate de milimetru distanță. Și zicea, uite, ăsta e un tipar de activitate triunghiular care se tot repetă în cortex.
Și un tipar care se replică, zicea el, și aducea o tonă de argumente, dacă îmi permite să folosesc expresia asta, aducea foarte multe argumente, cum că acest tipar se replică pe baza unor principii darwiniene. Cartea asta e la jumătatea drumului între o carte științifică foarte originală, în care sunt propuse ipoteze care ar fi demne de un articol teoretic în orice jurnal de specialitate sau interdisciplinar, și carte de popularizare, pentru că Calvin vorbește despre lucrurile astea într-un fel foarte accesibil, cel puțin așa la prima vedere. Da? Și cu The Cerebral Code și cu O scurtă istorie a minții, dacă folosim traducerea în română a titlului, am avut aceeași experiență. Sunt considerate cărți de popularizare și sunt, pentru că limbajul, explicațiile sunt extrem de accesibile. Dar, pe de altă parte, cantitatea de informație sintetizată este uriașă. Și prin asta cred că se vede că e o carte de popularizare scrisă de un cercetător care are și gândire critică foarte exersată. Spune de multe ori în carte, și asta mi-a plăcut foarte mult, că sigur asta e ipoteza cea mai bună pe care o avem acum, că lucrurile s-ar putea să se schimbe și că de multe ori ipotezele noastre, oricât despre evoluție, de exemplu, oricât ar fi de verosimile, s-ar putea ca ulterior să nu fie susținute de descoperirea, nu știu, fosilelor unei hominide, unei specii hominide noi. Cred că merită să mă opresc aici. Poate un ultim lucru, ce mi-a plăcut mie cel mai mult la această carte este că este practic dincolo de toate lucrurile care o fac o carte absolut extraordinară, după părerea mea unică. E o carte pe care, dacă sunteți interesați de evoluție și de comportament, chiar e păcat să o ratați. Și o spun cu toată convingerea. Dincolo de toate lucrurile astea, că e o sinteză interdisciplinară, foarte ambițioasă, unică prin magnitudine și prin felul migălos în care e construită, cu spiritul unui om de știință, dincolo de toate lucrurile astea, mi-a plăcut foarte mult tonul. Tonul în care e scrisă cartea e tonul unui om de știință, care știe că se bazează pe date care câteodată sunt indirecte, care ar putea să nu fie replicate ulterior. Deci propune o poveste și o prezintă cu ton de poveste. În multe cărți despre evoluție, uiți câteodată, pentru că te ajută autorii, uiți că e vorba de cele mai multe ori de ipoteze. E, Calvin nu te lasă să uiți asta, e foarte judicios. Și spune, uite, asta credem acum, e ce credem, accentuează. Mâine s-ar putea să se schimbe. A, și ce e important e că atunci când îți propune o ipoteză, îți spune pe ce se bazează și îți spune de ce datele alea sunt limitate. Asta mie mi se pare că e un spirit, un ton care e demn de un om de știință care scrie despre evoluție și trece dincolo de datele existente, cum nici nu se poate altfel când vine vorba de evoluție. Nu vreau să uit să spun chiar acum în deschidere, deși probabil am trecut de deschidere, și cu asta chiar închei, că mie mi se pare că e un lucru foarte important pentru educația științifică în România, efortul ăsta al editurii Humanitas de a traduce cărți de știință, inclusiv de neuroștiințe, științele evoluției, psihologie, și mai nou și de a obține manuscrise originale de la cercetătorii din România.
E un lucru foarte important pe care sper să îl vedem dus cât mai departe. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun e că, uite că traducătorul acestei cărți, doamna biolog, doamna profesor Carmen Strungaru, continuă să contribuie la educația științifică în România. Am mai citit cărți traduse de dumneaei. Am fost chiar la lansarea în Cluj a ultimelor două cărți a lui Edmund Deval, traduse de doamna profesor Strungaru, și spuneam atunci că traducerile se vede că sunt făcute de cineva de specialitate. Și aici e la fel. Și ce vreau să spun e că, iată, că doamna profesor Strungaru ne face pionierat și ne arată că pot să fii util și în felul ăsta. Aducând literatură scrisă în engleză, literatură internațională în limba noastră și făcând-o mai accesibilă celor din România, dar nu oricum, ci printr-o traducere de calitate. Și o felicit pe doamna profesor Strungaru și felicit editura Humanitas pentru efortul ăsta. Desigur, asta o să spunem toți trei, exact, iar eu îndrăznesc să spun și că ar trebui să luați această scurtă istorie a minții la pachet și cu, exact, cărțile lui Franz de Waal cu emoțiile și inteligența animalelor, căci sunt și suntem înrudiți și sunt două căi de înțelegere foarte bună a evoluției, până la urmă, a emoției și a inteligenței și a creierului nostru, a minții noastre. Când am spus că această carte a fost publicată în 2004, n-am vrut să o spun ca și cum ca pe o observație negativă, ba chiar dimpotrivă, sunt șocat exact de ce ați spus, că foarte multe lucruri sunt valabile, că autorul se vede că e om de știință, pentru că atunci când face o supoziție, anunță că este o supoziție. Prima jumătate a cărții este o istorie foarte bună a strămoșilor noștri, pe scurt, căci altfel ți-ar trebui o bibliografie întreagă ca să treci de să înțelegi cam care este înțelegerea noastră actuală a tufișului evolutiv în care suntem și noi o parte. Și am observat și am aplaudat, de exemplu, faptul că el în 2004, încă de pe atunci, a tras un semnal de alarmă că s-ar putea să înțelegem greșit pe neandertalieni, iar în ultimii ani avem chiar o înflorire a literaturii care vorbește despre cultura lor pe măsură ce apar noi descoperiri, noi interpretări, care anulează acea imagine de brute analfabete comparativ cu Homo sapiens sapiens, înțeleptul care a venit să le ia locul. Așa că când am citit paginile respective am fost chiar impresionat, nu că ar fi un compliment pentru autor, dar am fost impresionat de faptul că a avut această grijă în a se exprima și a spune că aceasta e înțelegerea noastră de moment. Urmează, evident, o mare parte a cărții care vorbește despre ce am câștigat prin această evoluție și cum este folosită ea în prezent. Și cum, de fapt, noi folosim în continuare o minte care a fost evoluată, care a fost produsă și concepută și biologic și ca software, deci de minte și de psihologie, în medii diferite. Dar este un citat acolo pe care îl folosește, de la Prietrii preluat, de la Daniel Dennett, și acum încep, de fapt, întrebarea pentru voi doi, care spune că mintea noastră totuși nu este potrivită pentru prezentul nostru. Iar eu nu sunt de acord într-un fel. Dimpotrivă, cred că problemele pe care le avem cu mintea noastră de hominid evoluat în alt mediu, în prezentul orașelor noastre, aceste probleme ar putea fi rezolvate dacă aplicăm până la urmă aceleași soluții ca înainte. Verdeață în orașe, conectarea efortul intelectual cu efortul fizic și stimularea imaginației, stimularea limbajului de la vârste cât mai fragede,
cum vi se pare teoria mea? Mă repet tot eu aici? Da. Aș zice în primul rând că din multe puncte de vedere, William Calvin anticipează ce va fi să se întâmple, da? Da? Cu mintea din 2004, ne uităm acum în urmă și da, zicem, a, uite ce bine a văzut ce se întâmplă cu neandertalienii și cu înțelegerea noastră despre acea cultură, căci a fost o cultură de sine stătătoare, înfloritoare, evident, și asta aflăm abia acum. Nu-i singurul punct în care el a fost inovator din punctul ăsta, adică din acest punct de vedere, de a anticipa mai degrabă evoluții viitoare și mai mult decât atât a fost militant în acele anticipări pe care le-a avut. Da? El, de exemplu, ca fapt divers și sigur că cartea nu se referă la asta, dar e foarte, foarte activ în aplicarea felului în care înțelegem acum mintea umană, comportamentul uman, parțial pe acest calapod evoluționist, aplicarea acestei înțelegeri așadar la combaterea încălzirii globale, de exemplu. E fondatorul unei fundații, The CO2 Foundation, nu face vorbire despre asta aici în carte, dar exact asta face acolo, încearcă să aplice lucrurile pe care le-a înțeles. Da? El zice practic că noi suntem programați de evoluția noastră să ne distrugem mediul. Da? Și uite de ce. Și are alte cărți în care vorbește despre asta și manifestul fundației, charterul și documentul programatic al acelei fundații se bazează pe această teorie pe care parțial o atacă și în această carte. Deci cumva a prevăzut și asta și acum 14 ani când ai fi vorbit de astfel de lucruri, erai cu adevărat înaintea timpului. Da? Acum cu toții ne dăm seama că lucrurile sunt grave din multe perspective acolo și deci da, și aș mai putea să dau câteva exemple de modalități în care a fost înaintea timpului. Bun, dar acum ce spune el? Teza lui principală spune așa: dezvoltarea cognitivă care a dus la Homo sapiens sapiens s-a făcut în salturi. Salturi calitative, nu doar cantitative. Deci salturi în care s-a produs o diferență de calitate față de ce a fost înainte. Am ajuns în felul ăsta într-un produs de tipul 1.0, ca să zic așa, al creierului nostru, da? Produsul actual, da? Creierul, mintea umană, produsul actual, care utilizează limbaj și tehnologie. Și astea sunt cele două puncte pe care le vede el ca fiind momentele importante de inflexiune, da? Deci acele momente în care s-a produs salt în dezvoltarea cognitivă, da? Limbajul în primul rând, în al doilea rând tehnologia. Astea sunt și momentele pe care Volens Nolens le atacă din punct de vedere speculativ. E foarte frumos spusă povestea, e foarte credibilă spusă povestea. Marea problemă este faptul că paleoștiințele nu sunt științe experimentale. Și asta e și din acest motiv evident că dovezile pe care le pune pe masă acolo sunt ori speculative, ori indirecte, ori cer un fel de leap of faith, să zic așa, da, un salt cumva, hai să credem că așa sunt lucrurile. În fiecare din aceste două puncte poți să ai explicații alternative. E onest în a spune acest lucru, e adevărat. Foarte pe scurt spune așa că, din punct de vedere al limbajului, în mod specific, capacitatea noastră de a genera, de a forma propoziții lungi. Da, deci dezvoltarea limbajului la acel moment la care am fost în stare să formăm propoziții lungi, cam cum face un copil de 3 ani, da? A fost momentul în care am generat salt cognitiv, da? Salt în dezvoltarea cognitivă, căci pentru a spune propoziții lungi sau fraze care conțin mai multe propoziții, e necesar să generez structură. Fiindcă propozițiile se țin una pe alta, da? Și ca să nu se folosește termenul blended, da? Ca să nu se amestece ca într-un blender, practic, da? E nevoie să generezi structură cognitivă ca să le menții acolo și să transmiți ideea aia. Mi se pare că l-am văzut ducându-se, e nevoie de un anumit tip de structură temporală pe care trebuie să o înțelegi și să o transmiți prin limbaj, da? Deci, cumva, dezvoltarea limbajului la ce nivel ne-a forțat să facem acel salt cognitiv. Și asta e, sigur, e trivial ce spun acum, dar în mare cam asta ar fi prima parte din teza lui, limbajul.
A doua parte din teza lui e tehnologia, unde își ia ca victimă principală capacitatea noastră, sau mă rog, momentul la care am început să utilizăm balistica, da? Care te forțează să previzionezi, te forțează să te uiți în viitor, da? Unde o să zboare dacă o aruncă așa și dacă, ce se întâmplă dacă o aruncă altfel și cum o aruncă la întâlnire și așa mai departe. Deci cumva balistica e acel nudge evoluționar, da? Evoluționist pentru creierul nostru. Da? Deci, practic, generăm în felul ăsta un creier care se bazează pe limbaj și pe tehnologie, care este produsul actual, de zice așa, nudge-ul ăsta tehnologic sau nudge-ul în limbaj, nudge-ul, împingerea asta pentru a evolua mai departe, este dată evident de mediu, asta e teza principală evoluționistă, mediu te împinge acolo. Dar ce fel de mediu? Că tu ai contribuit de fapt la generarea mediului respectiv, da? Și cel puțin la alegerea mediului respectiv. Adică tehnologia, nivelul evoluționist pe care îl ai în punctul A, te duce într-un anumit, ori în dezvoltarea unui mediu B, ori în alegerea unui mediu B, ori migrezi către mediu B, care, în care creierul tău de tip A nu se mai potrivește. Da? Nu mai e potrivit. Și faptul că nu e potrivit creierul de tip A în mediul B este tensiune evoluționistă, e presiune evoluționistă din mediu spre creierul tău de tip A pentru că el să se adapteze pentru a funcționa în contextul B. Da? Bun, acum dacă duci mai departe această poveste, o să zici, și asta spune el mai înspre final, că noi operăm la acum cu creiere de tip 1.0, cu aceste creiere care utilizează limbaj și tehnologie, care nu mai sunt adaptate tipului de civilizație pe care am creat-o și tipului de societate pe care am creat-o. Da? Și gândiți-vă la orice fel de produs tehnologic, da? Dacă privești creierul, mintea umană, cogniția umană ca o tehnologie, produse de tip 1.0, cât de multe bug-uri au, cât de multe probleme au. Cum rezolvi problemele astea? Prin evoluție. Evoluția le rezolvă. Le va scoate pe cele care sunt buggy. Și dacă vrem să supraviețuim, da, deci dacă peste încă 7 milioane de ani vor exista oameni sau da, ce va fi atunci, da, dar evoluție ulterioară a omului, atunci vom fi putut spune că am, da, că ne-am adaptat. Dar cum ne-am adaptat? Scoțând acele bug-uri și încurajând acele comportamente, gânduri, cogniții care se dovedesc a fi adaptative. Bun, deci cam asta sugerează, dar el zice mai mult decât atât și asta m-a fascinat de fapt, dar asta a fost pentru mine cheia întregii cărți. Sigur, carte interesantă și dincolo de asta, dar unde este teribil de actual este când spune noi nu mai avem timp să așteptăm ca evoluția biologică să facă asta, da? Să scoată bug-urile. Da? Noi, adică creierul nu mai funcționează coerent în mediul ăsta nou pe care chiar el l-a creat până la urmă. Deci trebuie să se adapteze, dar noi nu mai avem timp și evoluția atât de rapidă încât noi nu mai avem timp ca sute, mii de generații să treacă pentru ca evoluția biologică să rezolve problema asta. Deci suntem în situația în care tehnologia și inovația culturală probabil trebuie să rezolve aceste lucruri, da? Și asta face să fie teribil de modernă teza lui, fiindcă ce spune el este că inovația socială, inovația culturală, inovația tehnologică sunt de fapt modalități prin care duci înainte rasa umană, da? Duci înainte umanitatea, dar într-un mod foarte profund, da? Sunt destul de mulți oameni de știință care zic evoluția s-a oprit. Evoluția s-a oprit pentru specia umană, dar evoluția biologică. De ce? Fiindcă evoluția biologică nu poate funcționa așa cum e ea înțelesă de fapt și explicată de Darwin în originea speciilor prin selecție naturală, căci așa se numește volumul ăsta extraordinar, care a terraformat felul în care înțelegem știința în general și în care gândim despre noi înșine, decât dacă cei care nu s-au adaptat nu își transmit genele. Umanitatea a trecut de acel moment. Cei care sunt în risc de a nu-și transmite genele sunt ajutați. Evident, asta te face uman. Ai grijă de cei care sunt în risc, da? Sau sunt în probleme, sau sunt în... Și asta înseamnă că e foarte mare șansă să-și transmite genele toată lumea și asta ne face umani. Asta e parte din crezul nostru. Vorbim de etică aici, da, bun. Ceea ce înseamnă că evoluția biologică de principiu s-a terminat. Oricine își transmite genele, sau există o șansă foarte mare ca orice genă să fie transmisă mai departe în umanitate. Deci nu mai e această presiune. Presiunea adaptativă, din acest punct de vedere, evoluționist, e o presiune în care vorbești de mortalitate. Da? Adică
nu știu, merg într-o zonă care nu e foarte populară, dar despre asta vorbim când vorbim de evoluție. Da? Și nu mai vrem, nu putem, nici nu vrem să așteptăm și nici nu credem că asta e normal să se întâmple, dar putem să șurubărim la felul în care evoluăm prin tehnologie, prin inovație culturală, prin inovație socială, eventual. Deci astea sunt probleme, evident, la care toți trebuie să participăm și nu toți avem capacitatea să participăm și nu toți avem dorința să participăm. Sunt discuții pe care n-ar trebui să le poarte doar oamenii de știință când vorbim despre evoluția tehnologică. Astea sunt decizii care ne vor influența pe toți, dar dacă nu participăm la discuțiile astea, nu o să fim decât spectatori și o să facem ce alții decid că se întâmplă. Da? La fel se întâmplă în inovația socială și în inovația culturală și așa mai departe. Și astea sunt îndemnuri foarte, foarte actuale. Bun, mă opresc aici fiindcă am monopolizat prea mult din timp. Dar da, cred că e un răspuns. Dacă nu e chiar răspunsul, e sigur un răspuns la întrebarea ta. Și s-a potrivit foarte bine și la ce am întrebat și la cum merge acum și gândul meu și logica pe discuției pe care vreau să o provoc. Da, am observat și mi-a plăcut foarte mult mie ca din media, care sunt extrem de enervat de toate poveștile SF pe care le văd pe copertele revistelor cu tehnologii prin care noi ne vom lega cortexul de internet și tot felul de alte. Și el încă din 2004 ne spune, aveți grijă la toate, într-un fel, bălăriile acestea din presă, pentru că mai durează mult până atunci. Soluția acum este, cum ați spus, să vedem problemele și să le adresăm rapid, pentru că ritmul tehnologic este mult prea rapid ca să așteptăm soluțiile fără să participăm noi activ la proces. Și tot în 2004 a spus educație. Educație prin care, educație media, prin care să putem înțelege, să avem gândire critică în școli. Și o spune alb pe negru spre finalul cărții, o soluție clară, educație media în școli, educație cognitivă, nu, educație prin care să înțelegem erorile noastre cognitive provocate de faptul că mintea noastră este procesul evolutiv al unui hominid în alt mediu. Și avem, putem vedea cele 5-6 greșeli pe care le facem frecvent și le putem găsi soluție și măcar să le știm ca să ne dăm seama atunci când le facem. Acum monopolizez eu discuția, deși sunt moderator, și trec la următorul răspuns. Dacă ce părere aveți despre potrivirea minții de savană în urbanul lui 2022 în curând? M-am bucurat să îl ascult pe Dragoș și pe urmă pe tine, Vasile. Și mi-au trecut o grămadă de lucruri prin cap. În primul rând, mie mi se pare că facem o uriașă nedreptate acestei cărți, sărind la subiectul ultimului capitol. Adică dacă cei care ne ascultă o să citească această carte, sau poate că au citit-o deja, o să vadă sau au văzut că e vorba de enorm de multe lucruri noi. Dar poate mă întorc la capitolele care preced acest capitol. Primul lucru pe care vreau să-l fac e să dau o bucățică de răspuns care merge pe urmele răspunsului lui Dragoș la întrebarea ta, Vasile. Calvin face mai mult decât să spună că, uite, avem un creier care e prototipul 1.0 sau modelul 1.0 și lumea din jurul nostru a evoluat foarte mult și s-a acumulat deja presiune de a îmbunătăți acest prototip și a ajunge la modelul 2.0. El, într-adevăr, așa cum sublinia și Dragoș, insistă mult pe faptul că evoluția, dacă știm un lucru clar, e că evoluția ia foarte mult timp, evoluția biologică. Și o să-mi pletesc cumva cu lucruri pe care le spun în capitolele anterioare, ca să dau un exemplu. Zice, uite, și ăsta e un lucru nou după știința mea. Zice că, practic, forma biologică
creierul ar fi evoluat pe o perioadă foarte, foarte lungă de timp și a ajuns la forma pe care o vedem la noi Homo sapiens sapiens acum mai multe sute de mii de ani. Practic, el zice că evoluția creierului s-ar fi întâmplat în două salturi majore, unul care s-a întâmplat acum vreo 2,5 milioane de ani, când a apărut genul ăsta Homo, și un altul care s-a întâmplat mai de curând, să zicem, acum vreo 750 de mii de ani. Ce zice el este că forma a evoluat în varianta asta, forma creierului a evoluat până la varianta pe care o găsim la Homo sapiens și o găsim și la Homo sapiens sapiens. Deci întâi a apărut forma creierului la Homo sapiens și pe urmă forma asta a căpătat funcții noi și din ce în ce mai complicate. Funcțiile pe care le vedem la noi, la Homo sapiens sapiens. Și apropo, el zice, mie mi-a plăcut treaba asta, e un detaliu, dar spune că Homo sapiens sapiens nu e neapărat înțelept, e pur și simplu mai creativ și mai bun la a-și stăpâni lumea. Ca să revin la ce spuneam, el practic prezintă evoluția creierului, dacă bine am priceput, că e o inferență, și sper să nu greșesc, o prezintă ca pe un spandrel. Ăsta este un concept din științele evoluției care a fost consacrat de un alt evoluționist mare, Stephen Jay Gould, altul în plus față de Charles Darwin. Stephen Jay Gould vorbea de spandrel ca fiind forme care apar și care pe urmă se dovedesc utile pentru diferite funcții. Și asta era un soi de contraexemplu la gândirea post-darwiniană, funcționalistă, care sugerează că forma se adaptează întotdeauna funcției și că deci funcția, nevoia, e prima și pe urmă se modifică și forma. Cu alte cuvinte, apare un comportament și pe urmă se modifică creierul pentru a susține pe termen lung acel comportament. Deci, Calvin vorbește într-un fel foarte, foarte sofisticat despre evoluția creierului. Pe de o parte, pentru că vorbește, introduce ideea asta de se îmbunătățește forma, stă mii de ani forma aia în varianta în care a ajuns și capătă noi funcții. Și pe de altă parte, eu cred unul din... Sunt trei lucruri, de fapt, pe care vreau să le spun despre ce spune asta, cu evoluția formei urmată de funcție. Doi, că e unul dintre cei care încearcă să propună ipoteze despre cum o multitudine de factori interacționează ca să modifice forma creierului și comportamentul. Adică el vorbește despre cum poziția bipedă ne-ar fi putut influența evoluția creierului, folosirea uneltelor, apariția protolimbajului, dezvoltă o teorie propusă cu câteva decenii înainte și vorbește mult și despre limbaj. Nu pot să spun foarte multe și îi las pe cititor să descopere, dar spune că ar fi apărut un protolimbaj cu vocabular care s-a extins foarte mult, dar fără cine știe ce sintaxă și că pe urmă, odată cu evoluția creierului, am fi dobândit și capacitatea de a folosi o sintaxă mai complicată. Ceea ce a făcut ca limbajul să fie un vehiculant foarte bun pentru dezvoltarea gândirii. Și să nu uităm că Calvin este printre pionierii unui domeniu de interfață
despre care eu am aflat la școala de vară de care am, la care am aflat despre Calvin și de Cerebral Code. Acolo era o profesoară de științe ale dezvoltării și evoluției care ne-a vorbit despre domeniul ăsta numit pe scurt Evo-Devo Sciences. Științe ale dezvoltării și evoluției care practic sunt științele și sunt științe pentru că Barb Finley, profesoara de la Cornell pe care o ascultam la acel curs și Calvin au făcut foarte multe studii pe direcția asta. De pildă studii în care au comparat creierul, diferite caracteristici ale creierului și au ajuns la concluzia că, mă rog, la multe concluzii, printre care și că creierul s-a extins într-un fel foarte previzibil, ținând cont de anumiți factori, cum ar fi mărimea corpului. Deci, Calvin e un reprezentant, un exponent al acestui domeniu de interfață care atrage atenția că evoluția se întâmplă prin modificări în mediu care presează dezvoltarea să devieze pe un alt traseu. Și practic, ei susțin că felul în care se insinuează evoluția este prin modificări care se întâmplă în perioada de maturizare a creierului, când acesta e evident mult mai plastic decât pe parcursul vieții. Și că sigur o parte din modificările astea care se întâmplă sub presiunea mediului în perioada de dezvoltare a creierului, într-un fel pe care din punct de vedere genetic, din câte știu eu, nu-l înțelegem deocamdată, o parte dintre aceste modificări care s-au acumulat în dezvoltarea creierului la indivizi separați, s-ar și transmite mai departe. Acum, după logica evoluționistă, ar trebui să fie acele modificări din creier, care, repet, s-au întâmplat în dezvoltare, sub presiunea mediului și care au conferit individului avantaje de fitness, de supraviețuire sau de reproducere și așa mai departe. Bun, ziceam că sunt trei feluri în care e foarte sofisticat discursul lui. Evoluția formei pe urma funcției, pe urmă faptul că se uită la evoluție ca sumum al foarte multor factori și trei, că e interesat de perspectiva, de fapt dezvoltă original perspectiva asta Evo-Devo. Și acum, ca să fac un, să închid arcul, mă întorc la întrebare și la ceea ce a început să spună Dragoș și el zice că nu putem aștepta să se întâmple evoluție biologică. Se va întâmpla lent, va fi prea târziu. Lumea asta s-ar putea să fie deja o ruină până atunci. Și că ceea ce trebuie să facem este inovație sau, dacă vreți, evoluție culturală. Și dă și un exemplu, că e om de știință și își dă seama că nu poți să mergi să vorbești cuiva despre lucrurile astea fără să dai exemple. Și zice, uite, imaginați-vă că părinți care au învățat ceva foarte sofisticat ca adulți vor avea copii pe care îi vor expune mult mai devreme la acele cunoștințe. Și poate, prin genul ăsta de încercare și eroare, se va dovedi că există o perioadă sensibilă, mult mai devreme decât credeam, pentru un anumit lucru, cum ar fi pentru citit. Și atrage atenția că, uite, noi prin tradiție începem să ne învățăm copiii să citească la o anumită vârstă. Dar s-ar putea să fie o perioadă sensibilă pentru asta, nu-i neverosimil, zice el cu argumente evoluționiste, s-ar putea să fie o perioadă sensibilă pentru asta mai devreme. Și atunci, inovație culturală înseamnă să mergi pe lângă canonul moștenit de, poate, de secole, cum ar fi că educația în materie de citit începe la o anumită vârstă și tu, ca părinte, să încerci să forțezi un pic limitele astea de vârstă și să vezi dacă nu cumva ceva ce se face la 10 ani s-ar potrivi cu stadiul de dezvoltare biologică mai devreme. Și prin asta cred că ne face răspunzător de
Nu de evoluția biologică imediată, pentru că nu o să vedem efectele modificărilor pe care, la căror acumulare practic vom contribui, poate. Dar el zice că, uite, trebuie să fim arhitecții propriei schimbări și cultura este un instrument care e la îndemâna noastră și care e la îndemâna noastră și pentru că funcționează la scala temporală a vieților noastre. Nu e ceva ce se întinde pe foarte, foarte multe generații dincolo de orizontul de timp pe care unul din noi și l-ar putea imagina. Scuze dacă am insistat mai mult decât era cazul, dar e o carte foarte sofisticată. Pe mine m-a făcut să apreciez în multe locuri migala cu care sintetizează informația și, din nou, cantitatea de informație interdisciplinară pe care o pune la lucru. Cred că genul ăsta de carte se scrie în foarte mult timp sau după foarte mulți ani de studiu. Și se vede diferența de stil ca autor, că eu consum foarte multă literatură de non-ficțiune, foarte multe cărți de popularizare științei și se vede stilul. Fie ai o carte semnată de un jurnalist care documentează un subiect și folosește niște surse pentru a-ți spune o teorie, și aici e pericolul ca acel jurnalist să pună accent pe cel mai nou studiu, care de fapt s-ar putea să fie invalidat în 6 luni, care de fapt este supus ca studiu atenției celorlalți oameni de știință care trebuie să-l valideze în timp și să facă același lucru, dar se duce direct pe, și aici trebuie să menționez cu toată îndrăzneala că îl acuz, de exemplu, pe Malcolm Gladwell, că a învățat o generație întreagă că trebuie să, ca o literatura de popularizare a științei trebuie să fie bine scrisă, dar catchy și fără și sigură pe ea. Și nu e singurul, da? Adică în domeniul nostru mai l-ai pe nu știu, Goleman, de exemplu, care da, exact, da, exact. E jurnalist de știință, nu e... Iar Calvin chiar mi-a atras atenția că are vocea unui specialist, pentru că explică foarte clar, eu nu, ceva ce nu văd astăzi, că astăzi văd un titlu de genul 5 tehnologii care au schimbat specia umană, sau una, sau două. El spune, folosind un citat al unui alt om de știință, că de fapt e vorba de procese, că nu poți vorbi că vânătoarea a generat limbajul, dar s-au ajutat între ele. Ești un vânător mai bun pentru că ai un limbaj complex, abstract și îți poți imagina că mâine noi vom speria antilopa să meargă în direcția aceasta pentru că o vom lovi cu un topor de piatră într-un anumit fel, și la fel o vânătoare mai complexă își generează ție povești, că poți să stai, cum începe și cartea, în jurul unui foc, să inclusiv să bârfești, pentru că bârfa, de exemplu, este o superputere modernă a omului. Nu mai include și această teorie a minții pe care amândoi ați menționat-o, faptul că te pui în mintea celuilalt și îți imaginezi emoții și povești și poate ești prins de telenovele, de ești prins de literatură și s-ar putea să-mi fi pierdut ideea, dar nu e asta o problemă neapărat. Da, noi vorbim, el vorbește de aceste big bang-uri repetate, de explozii de creativitate. Iar el când prezintă creierul uman de la, și mintea umană, adică mintea ca produs al creierului uman, el o prezintă cu o mare admirație. Deci se vede de la prima până la ultima pagină faptul că el ne spune că acest instrument, această formă de, nu știu, armă în natură, acest organ care până la urmă și depășește granițele unui organ, este absolut fantastic. Că așa ceva este de... te face să te oprești, să te gândești cum de natura, prin încercare până eroare și eroare de selecție naturală, a putut să genereze ceva atât de complex, încât și astăzi ne chinuim foarte mult să înțelegem. Iar una dintre, și aici vreau să vă întreb dacă, cât de științifică este metafora, că noi suntem specie de frontieră, că toată această evoluție a noastră implică și un noroc,
căci de evoluția înseamnă că indivizi mor, ba chiar subspecii mor, ba chiar specii întregi mor, adică e un noroc acolo, că depindem de mediu, dar cât de mult ne definește acest și cât de mult credeți în această afirmație, că suntem specie de mediu, de lizieră, de pădure, de medii noi, de frontieră? Cred că Carl Sagan numea într-un anumit fel gândirea asta laudativă despre noi sau componente ale noastre. Da? Fiecare din speciile care supraviețuiesc sunt specii de frontieră. Da? Adică asta înseamnă, de fapt, să supraviețuiești. În evoluție ești tot timpul la frontieră. Adică e foarte posibil ca următoarea schimbare climatică sau următoarea schimbare de mediu, oricare ar fi ea, să te șteargă, te-am șterse pe listă, gata, la revedere. O să descopere un alt Stephen Jay Gould când va săpa și se va uita frumos în sedimente. Da? Deci nu cred că e ceva foarte specific pentru oamenii asta. Ne place să credem asta despre noi, ne place să credem că ceva e atât de altfel la noi, că suntem buricul pământului până la urmă, suntem the pinnacle of creation până la urmă. Suntem, da, și asta a plecat de foarte mult timp, de felul în care ne înțelegeam locul în lume, da? Pământul este centrul universului. Totul se învârte în jurul nostru, da? Ok, bine, hai că am înțeles, soarele nu se învârte în jurul pământului. Pământul se învârte în jurul soarelui, dar soarele, da, sistemul nostru solar este centrul universului, da? Ok, hai că nu-i nici centrul universului, dar galaxia noastră e singura, da? Aici se întâmplă tot. Oh, damn it, nici asta nu e adevărat, da? Da. Și așa din aproape în aproape mai ștergem câte ceva, nu e nimic mitic, nu suntem cu nimic special și cred că cu cât mai ușor înțelegem asta, cu atât mai repede ne luăm de fapt viitorul în mâini cu responsabilitate. Da? Eu cred că asta e un principiu pe care o să-l spună orice psihoterapeut sau orice... orice specialist în dezvoltare personală până la urmă, da? Înțelegerea reality check, înțelegerea locului în care ești fără cogniții raționale despre tine sau despre alții, este primul pas în vindecare sau primul pas în responsabilizare sau primul pas în dezvoltare, dacă vrei. Deci foarte pe scurt aș zice, ca să nu mai lungesc, fiindcă nu avem foarte, foarte mult timp, nu cred că oamenii, da, că Homo sapiens sapiens e în vreun fel altfel de frontieră decât sunt orice alte specii care sunt la fel ca și noi pe muchie, acolo, nu zic mâine, dar pe scara evoluției mâine e posibil să nu mai fim. Nu știu dacă e timp să intervin și eu. Am numai să spun că poate... Cred că Calvin, și eu aș rămâne aproape de ce spune el, că până la urmă pe el îl reprezentăm în fața cititorilor astăzi. El încearcă să folosească informație, de pildă, observații, studiu al primelor instrumente, care era un soi de lame care se presupune că ar fi putut fi folosite pentru a tăia, nu știu, un picior de pradă și a fugi cu el până în siguranță, în securitate, în siguranță undeva sub copaci, înainte să vină alți prădători mai mari. Deci el încearcă să-și imagineze și spune asta, să ne imaginăm că specii de hominide obligate să trăiască la marginea pădurii au trebuit să își care cu ele ce aveau nevoie pentru a putea să fure carne dintr-un cadavru sau nu era vorba de necrofagie, să-i tai o bucată pe care s-o poată duce cu ei dintr-o victimă pe care nu o puteau căra întreagă. Deci da, vorbește de cât ar putea să explice din dinamica
foarte specială a evoluției pe linia asta a hominidelor, faptul că a trebuit să ocupăm o nișă ecologică care era la marginea pădurii. Și vorbește un pic despre asta. Ce mi se pare mult mai important să adăugăm e că analiza lui e, cum el zice, de sus în jos. Adică să nu uităm, el e interesat ca cercetător de mecanismele neurofiziologice ale creativității. Îl interesează cum a apărut capacitatea asta noastră de a ne prinde pe loc, cum s-ar zice, adică inteligența fluidă. Capacitatea de a găsi soluții pe loc, spontan, la o problemă cu care nu ne-am mai confruntat. Evident, merge pe urmele lui Piaget, pe urmele lui Chomsky, mai mult decât pe urmele lui Piaget, spunând că limbajul e cumva creuzetul gândirii. Deci îl interesează lucrurile astea care sunt prezente la noi, atrage atenția că nu sunt prezente la maimuțele antropoide și că foarte probabil n-au fost prezente nici la alte hominide. Și face, cum voiam să zic, o analiză de sus în jos. Ce ne e specific nouă și nu există la maimuțele antropoide și nu există, e probabil că n-au existat nici la fosile de la hominide fosile astăzi. Deci e o analiză de sus în jos care atrage atenția că nu semănăm, evident. Și cum a vrut Darwin să ne convingă de la bun început că doar ăsta a fost motivul lui principal în tot ce a scris, e continuitate în evoluție. Dar uite că au fost salturi, big bang-urile astea, în evoluția creierului, în ce s-a putut face cu creierul care a făcut un salt calitativ. Deci el cumva trage turta pe spuza oamenilor și vrea să înțeleagă ce ne face să fim așa cum suntem și atrage atenția că da, chiar în condițiile în care nimeni nu cred că mai discută continuitatea în evoluție, fair, sau mulți nu mai discută, să zicem, el atrage atenția că sunt și diferențe calitative și cantitative. Și asta cumva cred că era cazul să facă cineva, pentru că altfel, uite, Deval, de multe ori, așa fermecător cum scrie, mai că te convinge că n-ai fi decât un cimpanzeu ceva mai răsărit sau un bonobo ceva mai răsărit. William Calvin vine din direcția opusă și atrage atenția și asupra diferențelor. Ceea ce cred că e necesar pentru un discurs echilibrat. Scuze pentru intervenția prea lungă. Nu, chiar asta căutam. Decât și ca jurnalist și în general, până la urmă eu cu asta mă ocup, fac interviuri cu autori de cărți și vă asigur pe amândoi că cel mai frustrant e în momentul în care primești un răspuns cu da sau nu și nici măcar la întrebări foarte decisive, ci doar la întrebări în care vrei să stârnești o dezbatere sau un răspuns în care să explici un concept, așa că e bine. Aș zice, ce pot să zic? Da. La fel ca în carte și această opoziție cu Deval și, de fapt, misiunea lui pe care cred că a reușit-o, dar ne face mai degrabă să înțelegem că există în primul rând și apoi să le și înțelegem emoții și o viață internă de psihologie a animalelor. Și cred că și-a făcut treaba foarte bine prin cărțile care sunt și acum în colecția Humanitas. La fel și Calvin... Da, el ne spune că suntem o maimuță înălțată, dar, cum spuneam și eu, totuși am ajuns pe lună. E ceva deosebit. Nu vreau să exclu celelalte animale, căci sunt o groază de alte recorduri în lumea animală pe care noi nu le avem, de la simțuri la diverse tipuri, inclusiv și de cogniție. Dar, ca final... al discuției noastre care s-a întins, deși mie mi se pare că vorbim doar de jumătate de oră, dar de fapt de mai mult, mie mi s-a părut că această carte are multe lecții pentru
prezent. Nu doar pentru că m-a ajutat în acea primă jumătate a cărții să înțeleg pe scurt, din nou, o teză a evoluției, o istorie a evoluției noastre și a minții noastre, dar sunt niște învățăminte acolo și pentru prezent și pentru educație. Așa cum am încercat și la o întrebare precedentă să spun importanța dintre efortul intelectual și cel fizic. Și se aplică acum în faptul că noi avem generații care fac ore online, separați de grupul social al colegilor, separați de abilitatea de a pune mâna și de a învăța cum funcționează ceva, apoi cititul fizic versus cititul pe monitor, sunt și aici niște diferențe, inclusiv neurologice, am înțeles. Ce comentarii aveți legate de învățăminte sau idei privind educația actuală? Cine îndrăznește? Eu aș spune într-o formă mai concisă ce spune Calvin și găsesc o mie de motive pentru a crede în asta. Motive științifice și motive omenești. El zice că cultura în care ne creștem copiii e esențială pentru evoluția noastră pe termen lung. Cred că nu avem suficientă grijă de asta la ora actuală. Eu țin minte că am menționat și am vorbit în răspunsurile precedente de importanța lecturii, de exemplu, și a cititului, dar el menționează și importanța muzicii, de exemplu, care este la fel legată inclusiv și de limbaj, nu? Da, da, sigur. Să știți că acum noi am avut privilegiul de a citi cartea, poate și o parte din cei care ne ascultă. Cei care n-au citit-o să se pregătească pentru genul de carte frumoasă, dar și foarte bogată, care îți propune niște ipoteze foarte mari, foarte ambițioase, dar pe care le încearcă să le argumenteze foarte meticulos. Așa că la capăt nu știi ce din lucrurile pe care le-ai aflat e mai important, pentru că sunt multe care par foarte importante. Dar, din nou, mesajul legat de ce avem de învățat pentru viața de zi cu zi de acum, din punctul meu de vedere, ăsta este că trebuie să avem grijă ce facem cu membrii speciei noastre care au un creier foarte plastic și care sunt cumva vectorii schimbării pentru evoluția speciei noastre, copiii, la ei mă refer. Da. Aș mai adăuga aici că există dovezi destul de consistente privind faptul că ai evoluție cognitivă și în absența evoluției biologice. Adică cred că există consens privind faptul că nu ai evoluție biologică, dar unui psihologic cu foarte mare impact, care din păcate s-a prăpădit anul trecut, James Flynn, fix asta demonstrează prin Flynn effectul lui, da, efectul Flynn. Și sigur, cu foarte multă informație anecdotică, de data asta hard evidence, da? Adică nu e o paleoștiință, ci sunt însemnări în ultima 100 sau 150 de ani privind felul în care gândesc oamenii, în care vorbesc despre ei înșiși, în care reușesc să rezolve problemele, în care folosesc abstracțiuni, de exemplu. Și teza lui e foarte, foarte puternică și cu dovezi empirice foarte frumoase. Și de fapt el asta arată. Evoluția culturală, felul în care trăim în cultură și creștem într-o cultură, se imprimă asupra felului în care gândim și acele pattern-uri noi create sunt transmise mai departe în noua cultură, dar adică tot cultural, de la o generație la alta, și generează evoluție cognitivă până la urmă. Deci cumva din anumite puncte de vedere ar fi un contraexemplu la teza lui Calvin, adică ai evoluție cognitivă aparent spectaculoasă și în absența unui Big Bang, da? Pe de altă parte, e o confirmare a tezei lui principale că evoluția umană vine și prin, dacă nu de fapt mai mult prin cultură la acest moment. Da.
Exact, o cultură, căci în definitiv cultură e, se numea și ce se întâmpla acum 50.000 de ani, 60.000 de ani, unde spune el că a fost ultima explozie creativă. La fel, cultură înseamnă și ce vânezi, ce povești spui, ce faci cu decedatul din familie, ce fel de podoabe pui pe el, exact, și cum vorbești, exact. Ce fel de tehnologie generezi, în ce fel de mediu, pentru că această cultură în care trăiești, care evoluează evident și prin presiunea tehnologică pe care tot noi o creăm, că tot noi evoluăm tehnologic și inventăm lucruri noi, lucrurile astea îți generează de fapt alte pattern-uri de gândire. James Flynn vorbește foarte frumos în cărțile lui despre asta, adică uitându-se în urmă la Luria, de exemplu, unul din corifeii acestei zone, da, de valoare neurocognitivă, și însemnările lui cu țărani kazahi, de exemplu, acum 100 și de ani, da, care arată că tipul de civilizație pe care o aveau, tipul de mediu în care viețuiau, tipul de probleme pe care le aveau de rezolvat în acea civilizație, nu le generase și o capacitate de a gândi abstract. Întrebări pe care un copil de 3 ani le rezolva, cum silogisme simple de tot, nu puteau fi rezolvate de acei oameni. Adică lucruri simple de genul cămilele trăiesc în deșert. În Frankfurt nu e deșert, trăiesc cămile în Frankfurt. Dar e un silogism foarte simplu, un copil de 3 ani îți răspunde nu, probabil că nu trăiesc cămile în Frankfurt. Și punând această întrebare acum 100 și un pic de ani unor oameni care altfel erau foarte funcționali în sarcinile agrare mai degrabă pe care le aveau de rezolvat, de dus la bun sfârșit, nu erau, răspunsul lor era nu știu, nu am fost niciodată în Frankfurt. Dar gândește-te un pic la asta. Ce crezi că se întâmplă? Nu știu, nu am fost acolo. Da? Deci erau, nu aveau capacitatea de a abstractiza, erau în concret. Da? De ce? Fiindcă asta era civilizația cu care trăiau, da? și cultura în care trăiau și sarcinile pe care le aveau de rezolvat. Și evident că ușor, ușor s-a mers spre altceva și acel altceva este un bun al umanității. E parte din evoluția noastră. Îl transmitem acum către copii de 2 ani și de 3 ani care au capacitatea de a da răspunsul corect la un astfel de silogism. Cum? Gândind abstract. Deci gândirea abstractă pare a nu fi fost de fapt cu noi de atât de mult timp. E mai degrabă, cel puțin ca bun al întregii umanități, mai degrabă recentă și s-a întâmplat fără un Big Bang în evoluție sau cel puțin așa părem să-l vedem acum. Dar ar fi multe de povestit despre asta. O văd mai degrabă ca o confirmare a tezei, din nou spun lui William Calvin, că evoluția noastră nu mai e biologică acum, dar avem în mâinile noastre acele instrumente care pot duce evoluția speciei mai departe și una este cultura, sau una din aceste pârghii e cultura și cealaltă este tehnologia. Da. Oricum, cartea mi s-a părut că are un mesaj încă de atunci optimist, cum că ne putem învăța cum să gândim. Pentru că una din marile abilități ale acestui instrument, mintea umană, e faptul că se poate înțelege. Așa că cel mai probabil ne vom opri acum, căci altfel luăm o pauză ca la meciurile de fotbal și revenim în repriza a doua. Eu mai am pregătit o groază de întrebări aici. Le-am zăpăcit puțin tel, dar sunt bucuros că invitații au vorbit mai mult ca mine. Și mesajul de final, citiți cartea, luați-o, depuneți efort pentru a o citi, căci asta este un alt secret din psihologie, că dacă o înveți ceva ce nu-ți necesită niciun efort, o să uiți la fel de repede, ai nevoie de efort pentru a memora și pentru a învăța cu adevărat ceva, așa că stați și depuneți efort pentru a asimila informațiile bogate din carte și apoi, evident, puteți continua speculațiile autorului, ne puteți scrie, puteți comenta și la acest video și pe Facebook, că sunt sigur că o groază de oameni, inclusiv noi trei, vom răspunde. Și lectură plăcută, ceea ce spun absolut tuturor. Și vă mulțumesc că ați participat la discuție. Noi mulțumim. La revedere tuturor.